Bine, v-am găsit la horoscopul zilei de marți, 19 octombrie. Vă amintesc că există și horoscopul săptămânii pe rol, există și astrodrama lunii noiembrie deja pe rol, căutați-le și pe acestea, plus cele câteva mici filmulețe scurte de luni, de marți și așa mai departe, cam în fiecare zi am câte o noutate din punct de vedere oracolscopic, să zicem așa, în care vă dau cât un mic mesaj în acea linie de shorts, de filme scurte pe care le găsiți pe pagina de plecare din acest canal de YouTube. Astăzi avem parte de un eveniment astral, și anume pe 19, Marte din Balanță formează un trigon foarte bun, benefic, cu Jupiter din Vărsător. Tot ce decidem e de bun augur. Tot ce începem duce la succes. E un moment bun de progres, de creștere, de evoluție, de înaintare, de alegerea unor sensuri noi, interesante în viața noastră. Un astfel de aspect e foarte rar, n-a mai avut loc de 12 ani pe această combinație de aer, vreau să spun, cu Marte în Balanță și Jupiter în Vărsător, și care ne deschide porți. Și dacă tot le deschidem, trebuie să și mergem către ele. E un moment bun să zicem, uite, acolo vreau să ajung. Că Balanța ține mult de decizie, de alegere, de punere în balanță mai multor opțiuni și să alegem pe cea mai bună. Și avem mari șanse ca ceea ce decidem azi să fie de bun augur. Să decidem viitorul, să decidem planuri viitoare, să începem lucruri noi, care după aceea să vedem că evoluează frumos, într-un ritm alert. E deci moment ideal, mai ales că e o zi de marți. Marți este guvernată de Marte, care, iată, chiar astăzi primește această energie benefică de evoluție către un nivel superior, spre creștere, spre progres, spre înaintare, spre ceva mai bun la urma urmei. Sigur, poate fi un moment bun în plan relațional, în relația noastră cu partenerii de viață, cu prietenii, cu anturajul, cu societatea, cu lumea largă, la urma urmei, ne putem mări numărul de cunoștințe, de prieteni, avem o relație bună cu partenerul de viață, putem pune țara la cale, cam pe aceeași lungime de undă, și simțim așa o energie optimistă, nouă, entuziastă, tonică. Marte e tonic, Jupiter e și mai tonic, două energii pozitive în zone benefice, ne îndeamnă către sensuri curajoase în viața noastră. Deci e un moment ideal să deschideți o poartă și să porniți pe poarta asta, indiferent unde duce ea, că duce acolo unde trebuie. Asta este evenimentul zilei de azi și mâine va avea locul, nu? Vom vorbi la horoscopul de mâine, ca atare vă amintesc de pe acum să fiți pe fază, dacă nu sunteți abonați, să o faceți acum, că mâine vom avea parte de o lună plină, despre care am vorbit, bineînțeles, în horoscopul săptămânii, dar mâine îi vom da un loc mai special. În acest moment puteți să căutați minutul, secunda, de unde începe jos, în detalii, în descriere, de unde începe zodia natală sau ascendentă. Sunt niște capitole pe care le găsiți, dacă le vedeți pe desktop, o să le găsiți, cred că, în partea dreaptă, lângă zona video, sau dacă vă uitați pe telefon, imediat sub zona video veți vedea cele 12 capitole diferite, Berbec, Tau și așa mai departe. Ca să mergeți direct acolo să vedeți horoscopul zilei de marți. Voi, berbeci, clar că sunteți foarte favorizați de acest aspect al lui Marte, primiți energie din belșug, să vă implicați în tot felul de confruntări, că veți ieși învingător din toate. Orice întrevedere față în față pe care o aveți, voi versus un grup de persoane, sau, mă rog, încă o persoană va alege pe voi. Un concurs, un meci, o confruntare. Bun, ideal ar fi să nu fie de pe poziții de forță, de agresivitate, dar o măsurare a valorii voastre versus valoarea altcuiva vă poate alege pe voi dintre toți. Sunteți favorizat în orice fel de competiție. Valoarea vi se observă, avantajul iese de la o poștă în lumină.
parcă un noroc așa va alege pe voi dintre toți și chiar dacă pe undeva se naște o confruntare de idei, de personalități, de energii, de care pe care, care e mai puternic, parcă pe voi vă trimite vântul ăsta prielnic spre câștig de cauză, spre victorie, spre reușită. Pe de altă parte, s-ar putea ziua de azi să vă ajute foarte mult să reparați un conflict, o neînțelegere. Nu erați în cele mai bune relații cu cineva, cu un anturaj, cu un prieten, cu partenerul, cu un tovarăș, cu care până mai ieri erați în tensiuni, trimiteați așa săgeți, vă cam certați, vă cam luați la harță și ziua de azi poate veni cu o binefăcătoare pace, cu o binevenită armonizare între energii în conflict. Vă împăcați cu partenerul de viață, vă împăcați cu partenerul de afaceri, deci acolo unde exista o neînțelegere se poate reinstala buna înțelegere, armonia, pacea, prietenia, găsiți ceva comun care să vă adune din nou la oaltă și să vâsliți în aceeași direcție, din aceeași barcă. Pentru că o vreme ați stat în bărci diferite și nu numai că erați în bărci diferite și din bărcile alea mai aruncați și cu niște săgeți unul în celălalt. Un pic de ceartă acolo, un pic de agresivitate, dar astăzi vă dați seama că de fapt era inutilă această luptă de personalități, de orgolii, de puteri și puteți de fapt să vâsliți din nou din aceeași barcă. Pentru Tauri este o zi bună pentru a lua decizii și deciziile astea au rol binefăcător, cel mai probabil în plan profesional. La voi zona profesională este foarte bine susținută. Unii pot alege, aveți mai multe oferte de job, de exemplu, mă duc acolo sau mă duc acolo, sau aveți deja un job, da? Parcă ceva vă spune că există ceva mai bun de atât, ceva mai sus de atât, că meritați ceva mai bun de atât. E, și pentru unii poate fi răspunsul final la o analiză pe care deja o faceți de ceva vreme. Mai ales că gata, de acum Mercur nu mai este retrograd, aveți curajul să vă exprimați punctul de vedere și e momentul ideal să dați un răspuns. Dacă cineva v-a făcut o ofertă de job, dar stăteați așa în dubiu, să o fac sau nu o fac, ați putea să-i oferiți răspunsul. Dacă nu erați voi deciși la actualul loc de muncă, rămân aici, merg mai departe, cresc mai mult de atât, deci era o alegere de făcut, ați putea să dați răspunsul sau să trageți linie și să spuneți asta decid, în direcția asta vreau să merg, pentru că puteți mai bine de atât. Poate fi o echilibrare prin decizia pe care o luați, alegerea pe care o faceți, vorba pe care o emiteți, puteți clarifica o situație, o liniștiți apele, se așează, mai bine zis, apele în făgașul normal și vă simțiți mai bine. Vești bune, informații benefice pot să vină către voi, vă întâlniți cu oameni cu rol pozitiv în planurile pe care le aveți. În cazul în care existau niște tensiuni la locul de muncă, se pot liniști și acestea, găsind punctele comune, găsind compatibilitățile cu persoanele alături de care lucrați și nu ceea ce până mai ieri vă trimitea pe căi diferite sau vă făcea să vă ciondăniți. Pentru gemeni e foarte bun aspectul de azi, pentru că este vorba de un trigon de aer și voi sunteți zodie de aer și vă ajută pe foarte mulți din multe puncte de vedere. Și ceea ce simțiți voi acum e un fel de prețuire a unor persoane pe care le aveți în preajmă. Aveți alături niște oameni care au rol tonic asupra voastră. Vă ridică moralul, vă dau idei bune, vă oferă ajutorul lor, prietenia lor, dragostea lor. Ceilalți sunt norocul vostru astăzi. Ceilalți sunt dătători de chef, de bună dispoziție, de energie pozitivă, ce să mai vorbim. Poate voi sunteți într-o pasă, să zicem, un pic comodă. Ceva nu vă îndeamnă foarte tare, dar nu vă lasă ceilalți. Ei vă fac să vă simțiți
mai bine în pielea voastră, dar de fapt vă oglindiți cumva reciproc. Voi îi apreciați, prețuiți pe acești oameni, dar și ei la rândul lor vă oferă același lucru vouă. E un schimb reciproc avantajos acolo de energii pozitive. Pot veni și niște noutăți de natură financiară pentru unii, niște tranzacții norocoase, niște decizii de a investi, de a cumpăra, de a rezolva niște chestiuni financiare, că parcă vin și niște bani pe undeva. De fapt, cred că nu e vorba de bani, cât de o plusvaloare pe care o primiți voi. Ceva de genul, aveți de câștigat foarte mult de pe urma anturajului în care vă aflați. Imaginea voastră se asociază cu imaginea foarte bună a unor oameni din jurul vostru și asta vă ridică și pe voi. Aveți voi de câștigat un punct în plus pentru că sunteți prietenul cu tare, colegul cu tare, angajatul cu tare. Deci vă asociați imaginea de renumele altuia, de valoarea altuia, de poziția altuia. Bun, nu înseamnă că profitați de asta. Prin simpla alăturare a voastră lângă acești oameni de valoare, deja aveți și voi un mare avantaj. Racii nu se simt în apele lor, culmea, pentru voi evenimentul de astăzi are conotații emoționale foarte puternice. Dar de fapt, emoțional înseamnă că acolo unde aveți voi o frustrare, o emoție, un blocaj, o teamă, ceva se deblochează de fapt. Și ca atare, reacția poate fi ciudată pentru voi. Erați rezervat, nu aveți curaj să faceți un lucru. Azi aveți curajul ăsta. Sunteți îndemnat, hai, fă lucrul ăsta, dă-ți drumul, încearcă măcar, asumă-ți riscul, spune ce ai de spus, fă ce ai de făcut, că până atunci erați ținut așa la pachet, la capac mai bine zis, și nu vi se ofereau condițiile. Vine curajul ăsta și mai ales vine de la alții, nu neapărat voi sunteți declanșatorul. Ei vă stimulează, ei vă motivează, ei vă dau curajul ăsta de a face ceea ce n-aveați curaj să faceți. E exact acolo unde erați reținuți mai tare, acolo vă puteți manifesta mai intens, nu exagerat, dar aveți mai multă încredere să o faceți. N-aveați curaj să spuneți, spuneți. N-aveați curaj să faceți, faceți. N-aveați curaj să decideți, decideți. Se ridică limitele, granițele, blocajele, se deschide ușa aia care până mai era închisă, vi se dă doza de energie în baterie și puneți bateria într-un aparat care începe să funcționeze. Deci acolo unde părea să stea totul, unde n-aveați încredere că e bine să o fac, să nu o fac, exact acolo aveți acum toate resursele să încercați măcar, dacă nu chiar să dați drumul la o etapă nouă. Leu, s-ar putea să ajungă într-un moment de impas, pentru că pentru voi eu nici nu știu cum să-i spun, o relație ajunge într-un punct de în care poate exploda, face boom relația aia. Ce înseamnă o lipsă de armonie, o dezechilibrare a unei relații în care până mai ieri aveați încredere cu un prieten, cu un coleg, cu persoana iubită, mergea bine. Dar astăzi s-ar putea, ori voi, ori celălalt, să aveți o reacție cam, și mai ales celălalt, poate fi o reacție mult exagerată. Ton ridicat, nervi, agresivitate, ceva care vă scoate din liniștea voastră, că era bine. E și gata, are, dacă nu țineți sub control această energie, se poate solda cu ceartă, cu ruptură, cu despărțire, cu uși trântite, cu nu mai vorbesc cu tine toată săptămâna, că vă rănește această atitudine. S-ar putea să fie cam agresiv cineva din preajma voastră. Un frate, un vecin, cine știe, cineva din anturajul vostru scapă frâiele un pic și le lasă să se manifeste așa în voi, partenerul de viață.
Și ca atare, singura soluție ca să nu se flambeze prea tare relația ar fi să luați o pauză, o vreme, da, să nu mai vorbiți. Azi, câteva zile, de acum înainte, ca peste câteva zile, când se va fi trecut această energie ușor necontrolată, să reveniți la normal, să vă înțelegeți, să vă împăcați, să existe niște scuze acolo, dar în situații mai dificile, unde cei cu care sunteți în preajmă nu pot ține frâiele cailor, se poate solda cu certuri, conflicte, cu vorbe aruncate aiurea, cu o furtună și de emoții pe aici pe acolo, dar cuvinte, se pot spune cuvinte care mai târziu vor genera reproșuri, regrete, resentimente. De aceea, dacă reușiți acest trigon, un trigon este benefic de obicei, dar la voi este într-un sector relațional și voi poate sunteți deschis la dialog, la bună înțelegere, dar poate nu și celălalt, încât voi trebuie să dați dovadă de enormă toleranță. Să-l înțelegeți pe celălalt că poate fi furios, poate fi nervos, îl prindeți într-un moment nepotrivit și scapă cuvinte pe care mai târziu le va regreta. Deci, ideal, da, este să stați o vreme departe unul de celălalt, fără să puneți la suflet, fără să luați atitudinea sa ușor scăpată de sub control ca fiind un atac la persoană, că nu asta este, ci doar celălalt este mai irascibil, mai iritat ca oricând. Fecioarele privesc spre viitor cu multă încredere, voi vreți lucruri minunate și faceți niște planuri de viitor foarte dinamice, foarte active. Vreți o schimbare în viața voastră. Și de aceea ce faceți voi acum poate avea bătaie lungă pe săptămâni, pe luni, de acum înainte, pe tot finalul ăsta de an, cine știe, spre binele vostru. Abia așteptați ca ceea ce acum planificați să devină într-o zi realitate. E, poate fi pregătirea unui eveniment în care puneți foarte mult suflet. O întâlnire amoroasă, de exemplu, o nuntă, o petrecere, o revelionul deja. Deci ceea ce se vede la orizont vă generează plăcere, pasiune, abia așteptați lucrul ăla și sunteți conștienți că durează toată această așteptare, pregătire. Nu e ceva ce se întâmplă mâine, dar e atâta căldură vă emană ceea ce urmează să se întâmple. Mult optimism, mult, poate și cu conotații sentimentale pe aici pe acolo. Da, pot fi și astfel de, puneți multă afecțiune, emoție, sensibilitate, bucurie, sentiment. Puneți foarte mult sentiment în ceea ce urmează să se întâmple și având o conotație pozitivă, un astfel de eveniment ca cel de astăzi, abia așteptați să se manifeste. Un vis pe care vi-l aruncați așa în univers are mari șanse să se împlinească. Pregătiți o întâlnire pentru perioada imediat următoare și va ieși de minune. Sau, cum am zis, o petrecere, o nuntă, un eveniment în care inima voastră palpită de emoție și de entuziasm va ieși de minune. Bineînțeles, punând în aplicare ceea ce vreți să faceți, deschizând poarta aia care vă duce direct acolo, aveți un spirit vizionar, vedeți până departe cât de bine vor ieși lucrurile și probabil să primiți și niște semnale foarte promițătoare că va ieși totul exact așa cum vă doriți. Balanțele, clar că sunteți direct vizate de evenimentul de astăzi, pentru că Marte este la voi în zodie și vă susține de minune. Este vorba de iubire, de planuri sentimentale, de planuri familiale, de, nici nu știu cum să spun, parcă se deschid niște perspective foarte frumoase la orizont, în care nu sunteți doar voi implicați, sunt și cei dragi, copiii, familia, partenerul de viață, la care și ei participă cu mult entuziasm. Voi sunteți, pe semne, inițiatorul, cel care aruncă pastila și ceilalți o îmbrățișează și vin să contribuie cu ce stă în puterea lor.
bucurie, entuziasm. Wow, ce bine! E o stare de energie pozitivă în mediul acela în care vă aflați voi. Și când vedeți că toți ceilalți vă susțin, vă dau apă la moară pentru ceea ce voi propuneți, clar că vă apucați de treabă. Nu doar visați frumos, ci efectiv începeți lucrul ăla, la care clar vor participa și ceilalți. Există o cooperare foarte bună. Planul pe care îl propuneți azi, decizia pe care o luați azi, calea pe care începeți să mergeți de acum înainte și în care îi mobilizați pe toți ceilalți, cei dragi, dă roade. E o investiție de energie pozitivă, de bani pe aici pe acolo, de tot ce stă în puterea voastră, resursele voastre, la care se adună și resursele celor din jur, nu pot oferi decât un rezultat demn de toată lauda. Cândva, în viitor, dar cu mari șanse de concretizare. Clar că cel care vine cu oferta, și nu e un vis, e efectiv un plan, o strategie, un proiect pe care îl prezentați celor dragi, ei vin și aduc și ce stă în puterea lor. Și împreună veți face lucrul ăsta. Împreună va ieși bine ceea ce începeți sau poate e în plină desfășurare. Poate unii chiar ajungeți acum la niște rezultate, la un proiect pe care deja l-ați început alături de familie, gen hai să facem o casă împreună și se vede casa, sau hai să cumpărăm un apartament și vă duceți și vedeți primul apartament al vostru. Niște planuri materiale, poate și cu conotații financiare pe aici pe acolo, se văd deja și la care toți într-un fel sau altul și-au adus contribuția. Dar contribuția ține foarte mult de pasiune, plăcere, bucurie, bună dispoziție, entuziasm, fericire. Poate fi o perioadă fericită pentru multe balanțe care văd roadele ideilor lor, deciziilor lor, alegerilor făcute, dar în strânsă legătură și cu cei dragi. Scorpionii sunt influențați de acest aspect pentru că Marte este guvernatorul vostru și vă ajută. Și cum vă ajută? Decât în plan emoțional foarte puternic. Într-adevăr, e o combinație psihică ce simțiți voi acum, afectivă. Adică cu un Marte într-un sector al tumultului interior, al sufletului vostru și cu Jupiter tot într-un sector al sufletului. De acolo vin niște energii pozitive care vă alungă grijile, fricile, nesiguranța, deruta pe un anumit plan al vieții. Erați super stresat, îngrijorat, poate supărat pentru niște evenimente care n-au mers așa cum trebuie, pentru o relație care n-a funcționat, pentru o veste proastă care v-a afectat, pentru un eșec prin care ați trecut și care v-a făcut să plângeți multă vreme așa și să oftați și să suferiți în sinea voastră. Nu dormeați nopțile, erați super afectat emoțional de situația aia. Dar între timp situația asta se pare că s-a mai remediat. Au început să apară soluțiile, ieșirile din impas, motivele de a vă recăpăta încetul cu încetul energia pozitivă și descoperiți că grijile alea nu-și mai au rostul, au pălit foarte tare, nu mai au aceeași intensitate colosală de zilele trecute. Și poate vine multă susținere de la alții din preajma voastră, rude, familie, cei dragi, prieteni, care vă înțeleg foarte bine prin ce treceți. Au trecut și ei prin asta. Și tocmai pentru că au trecut și ei prin asta, pot veni cu sfaturi demne de ascultat. Nu-și dau cu părerea. Au trecut prin asta și ei au avut suferința prin care ați trecut voi și ei au plâns și ei au eșuat la un moment dat și i-a durut sufletul. Și empatia care vine de la acești oameni, exemplu personal care vine de la acești oameni, alăturarea lor lângă voi într-un astfel de moment vă ridică de jos, vă dă încredere că orice problemă poate fi depășită, că orice problemă are soluții la urma urmei, că n-are rost să vă măcinați atâta. Energia pozitivă vine de la alții care vă înțeleg foarte bine prin ce treceți.
sunt alături, efectiv, alături de voi. Vedeți, lângă umărul vostru, practic, că vă îmbărbătează, vă însoțesc, poate chiar pun umărul alături de voi să vă scoată din zona aia de impas pe un anumit plan al vieții. Nu vin doar cu sfaturi, nu vin doar cu mângâieri pe creștet, lasă că trece, ci vă arată prin exemplul lor, uite, eu am trecut prin aceeași belea și uite ce bine am trecut. Nu vin oameni alături de voi care se plâng și mai tare ca să vă influențeze negativ, că nu de voi căreli aveți nevoie, ci de oameni care, da, vă înțeleg, sunt foarte empatici față de problema care vă macină și care vă arată că ei au trecut cu brio peste un moment similar. Săgetătorii nici nu știu cum să-și exprime o emoție foarte puternică, o dorință poate. Aveți acolo în interior o dorință pe care n-ați exprimat-o până acum. V-a fost teamă să mărturisiți, să deschideți gura, să trimiteți în univers un vis, pentru că aveți impresia că e imposibilă, că e o iluzie, că e un plan care n-are șanse. Era multă derută în problema respectivă, multe necunoscute și cât timp nu veneau garanții, informații certe că da, e așa sau nu e așa, măcar e da sau e nu. Asta aveați voi nevoie, de o clarificare că e da sau că e nu într-un anumit plan, nu aveți curaj să-i dați drumul. Vin astăzi către voi niște informații care fac un pic de lumină asupra acestui da sau nu. Aflați și voi dacă lucrul ăla se poate întâmpla și merită să investiți în acest proiect, relație, vis, ce-o fi el, sau e nu și vă luați gândul de la ideea asta. Că până acum erați așa, ba da, ba nu, ceva vă ducea într-o direcție, venea vântul, bătea în cealaltă direcție. Incertitudine, confuzie, derută, că mulți săgetători sunt foarte derutați în perioada asta. Multă iluzie, multe chimere planau așa în jurul vostru. Și asta nu vă oferea nicio cale. Alergați după chimere la urma urmei. Dar gata, o anumită chimeră din viața voastră se sparge, se risipește. Și vedeți ceva, aha, aveți sentimentul ăla de a, e da sau e nu? Măcar aveți o viziune mai bine conturată, dispare incertitudinea, semnele de întrebare, dubiile, temerile, dar dacă? Nu mai e dar dacă, e da sau e nu? Și veți ști de acum înainte ce să investiți, cât să investiți, dacă să investiți într-un plan care e mult mai bine conturat. E albă sau e neagră? Că altceva nu mai poate fi. E stânga sau e dreapta. Nu mai este calea de mijloc, nu mai este și aia și aia, ci doar o direcție sau cealaltă pe care să mergeți acum înainte. Capricornii au o zi minunată din multe puncte de vedere, mai ales din punct de vedere profesional, financiar, vin niște rezultate, roade, niște succese la care ați muncit, nu vine peste noapte. Vești foarte bune de promovare a voastră pe o funcție superioară, șansa de a vă afirma, de a vă remarca, de a fi apreciat în văzul tuturor, bani, funcție, poziție, putere, autoritate, sunteți foarte bine susținuți voi. Toată combinația asta de aer pe voi vă ajută în plan profesional, imagine, renume, poziție, e cea mai înaltă poziție, de fapt, a lui Marte, acolo sus, în zona voastră, în casa a 10-a, casa carierei, casa reușitei, a imaginii publice și foarte bine susținute de acel Jupiter într-un sector al valorii voastre. Deci voi vă puteți demonstra valoarea care este incontestabilă. Și un astfel de aspect n-a mai avut loc de 12 ani. Marte trigon cu Jupiter, pe această combinație, Marte în balanță și Jupiter în vărsător, n-a mai avut loc de 12 ani. Deci cine știe de când așteptați voi să arătați ce puteți, să ieșiți la rampă, să îi dați pe toți la o parte,
să vă asigurați culoarul prioritar către reușită. Parcă se aprinde așa un bec deasupra voastră și pe voi pune lumina, reflectorul. Un efort de ani de zile, într-adevăr, nu-i dați de efortul. Dă roade. Se vorbește despre voi grozav, elogii, aprecieri, felicitări, like-uri. Sunteți lăudat de șef. Viața vă oferă un dar, un cadou, o răsplată bine meritată. Poate inclusiv de natură financiară pe aici pe acolo. O mărire de salariu, de exemplu, o funcție de conducere, o responsabilitate nouă, dar pe care o puteți duce cu brio la îndeplinire. E minunat momentul pentru voi. Sunteți printre cei mai bine susținuți de acest aspect să vă arătați unicitatea, valoarea, forța, calitățile, puterea de convingere. Nici n-are rost să spun, e o zi la superlativ pentru voi capricorni și ar trebui să profitați din plin de vântul ăsta prielnic, de nici măcar nu un vânt, e o poziție superioară, parcă cineva vă ia și vă așează pe un piedestal, acum trebuie să vă și mențineți poziția aceasta superioară pe care ați obținut-o, repet, prin valoare, prin efort, prin muncă, și de acum înainte să arătați că meritați această poziție. Și voi, vărsătorii, sunteți foarte susținuți de aspectul de astăzi, pentru că Jupiter este la voi în zodie și primește această fantastică energie de la Marte. Ceea ce faceți voi astăzi este o alegere. Luați o decizie foarte bună, curajoasă, demnă de laudă, de laudă de sine la urma urmei, prin care depășiți cu brio un impas, ceva se termină, dar cu bine. După ce multă vreme ați tras din greu, ați muncit, ați depus eforturi la problema respectivă, poate de natură relațională, poate în cuplu, poate în carieră, nu contează unde era provocarea, dar a fost greu. Și acum o încheiați cu brio, cu un ultim efort așa din lovitura de grație, și totul se rezolvă cu brio. O competiție va alege pe voi și vă pune în prim plan, luați premiul întâi într-o confruntare de forțe. O situație care până mai ieri vă stresa îngrozitor și munceați peste puteri, se rezolvă cu bine. O decizie pe care nu puteați să o luați zile trecute, că nu erau întrunite toate condițiile, acum puteți să o luați și să o spuneți cu mult curaj: uite ce am decis, am ales cu tare lucru. O lecție de viață, o informație folositoare într-un moment dificil. Poate avea loc un eveniment de vârf, de top, de referință pentru voi, prin care să vă arătați personalitatea, curajul, valoarea, strălucirea, unicitatea din voi. La ce sunteți voi? Number one. Avantajele proprii. Aveți voi un atu pe care îl puteți pune foarte bine în valoare în comparație cu alții, bineînțeles. Dar nu înseamnă că e ceva venit așa peste noapte. E efortul vostru depus acolo. Cine știe de când munciți, cine știe de când învățați, e ca la un final de curs de școală și vă dați examenul final. Pregătiți examenul de diplomă și vă duceți în fața comisiei frânt de oboseală după atâtea luni, după atâtea ani de muncă, și lăsați pe toți uimiți cu valoarea voastră, cu ideile voastre, cu ceea ce ați, cu cine sunteți de fapt. Personalitatea voastră poate ieși foarte bine în lumină și poate chiar un fel de competiție să fie acolo. Voi versus alții, dar de departe sunteți avantajat de acest aspect și poate întâi vă delimitați așa ca în plutonul fruntaș și acum faceți ultima mișcare care vă propulsează direct pe locul întâi. Și am ajuns la pești.
care sunt ca și scorpioni, ca și race, sunt destul de marcați așa de acest eveniment la nivel emoțional. Pentru voi a venit momentul să faceți un pic de lumină într-o situație din care erați ori indus în eroare, alergați după o himeră, de exemplu, după un vis imposibil, după o iluzie, ori voi singur v-ați amăgit în privința unei situații și vi se pare totul foarte frumos. Și acum atât de clară este realitatea că nu mai puteți să vă amăgiți sau să amăgiți pe altul. Iluzia aia se sparge. Balonul ăla de săpun face poc. Cât o să mai umflați minciuna, iluzia, basmul, povestea aia mult prea frumoasă să fie adevărat. Pe orice plan al vieții. În iubire, în cuplu, într-o relație, oriunde, exista ceva bine ascuns, bine camuflat și pentru că nu vroiați sau nu puteați să vedeți realitatea, ceea ce se vedea era o imagine falsă. Mai frumoasă decât în realitate sau mai urâtă decât în realitate. Deci era exact opusul realității. Vi se părea că e frumos, dar de fapt era o problemă acolo, sau spuneați că e frumos și era o problemă, sau era totul bine, dar vi se părea că e groaznic. Ei, lucrurile la extremă, pe principiu nici prea prea, nici foarte foarte, se pot clarifica odată pentru totdeauna. Ieșiți din zona de necunoscut, de neclar, de confuzie, de nici-nici și faceți lumină. Iese adevărul la iveală, iese realitatea, asta e realitatea, că-ți place, că nu-ți place, asta e realitatea, bună, rea, asta este, ia-o ca atare și nu vă mai puteți minți, nu mai puteți pune sub preș nimic, nu mai puteți camufla, cosmetiza ceva care e atât de evident încât nu mai poate fi negat. O relație, mai are șanse sau nu mai are șanse? O iubire, n-ați vrut să o recunoașteți, există sau nu există? O stare de confuzie, o stare de îndoială, de suspiciune, oare? Exista acolo care vă măcina, pur și simplu. Acest un oare vă termina emoțional. Dar astăzi apar așa niște voci sonore în jurul vostru încât auziți și voi, în sfârșit, care-i adevărul. Poate propria voastră intuiție? Sigur că se poate și asta. Jupiter este acolo în sectorul vostru, în casa a 12-a, a propriei voastre voci interioare și acum este în directă conexiune cu altă dimensiune a sufletului vostru, a spiritului vostru, încât primiți idei, sfaturi, îndrumări care nu mai pot fi negate. Înțelegeți mai bine, dar înțelegeți profund o anumită situație, ce nu se vedea înainte, ce era bine camuflat, părea altfel decât în realitate, dar acum vedeți exact cum stau lucrurile, bun, rău, măcar știți, și nu vă mai ascundeți după deget, asta e, recunoașteți că e albă, că e neagră, dar măcar știți clar încotro merg lucrurile. Asta este ziua de 19 octombrie, nu uitați de toate celelalte horoscoape, de săptămâna asta vor începe să apară și horoscoapele lunii noiembrie, lucrez la ele, dar până una alta aveți ce vedea nou pe site. O zi bună vă doresc!